Bună să vă fie conexiunea la net. Astăzi îl avem invitat pe Alex Baciu, un pictor renumit al Timișoarei. Zi-ne, dragule, un pic despre tine. Nu câți ani ai, de când faci pictură, mă interesează. Mai, cred că destul de mic, de început undeva, cred că pe la 7-8 ani, așa să mă zgălesc, practic, că n-am început să fac la vârsta aia. Și aparent am fost și încurajat de părinți să merg în direcția asta, în linia asta, că de obicei știi tu cum părinții își orientează propriile lor aspecte și principii. Mm-hmm. Neajunsurile lor, dele la copil. Și spre bucuria mea a fost așa o înțelegere destul de bună în ceea ce privește chestia asta. Am cus și liceu de artă. Și în general ai pictat ceva, da, ai ceva din general. Da, am pictat, am făcut la liceu de artă, pictam, eram în liceu de artă, era și generală, știi. Ai luat 10 la desenul, nu gândesc, ai luat vreo 9? Nu, am luat ceva premiu prin clasa 6-a, cred că pe școală, era pe liceu atunci, pe școală și nu mai știu, 1, 2, nu mai țin minte. Și chestia aia m-a făcut să mă gândesc, bă, chiar am ceva aici de spus, știi? Dacă mi-au dat premiu, clar. A fost ciudat atunci că, cred că atunci în anul ăla aveam și corigență, aveam și premiu, știi? Și am apărut de două ori la care, o dată pentru corigență, că se alineau toți corigențe și pe acela la premiu special de pictură, tot eu venisem, știi? Deci nu știai dacă te bucur sau să fii trist. Ăștia gemeni. Da, erau același om cu două premii, să le zic. Da. Plus și minus. Da, foarte și fain. Ulterior am continuat și la liceu, după ce am venit la facultate în 2004, la Timișoara. Mi-a plăcut tare mult atunci facultatea, care era și nou înființată, era un spațiu extraordinar de frumos și acum cred că e la fel de generos. Cam da. Că era practic era așa o enclavă urbană, ca o junglă, pe aia, o natură, era o insulă, știi, de natură, era în centrul orașului, mi se părea extraordinar. Comparând cu alte universități de arte din țară, știi, era o chestie care nu mai văzusem, știi? Și are și o curte în spate super faină. Da, și puteai fugi din cotidian, stăteai acolo, făceai orice altceva, să te gândești la ce puteai tu să faci, știi? Asta mi s-a părut un mediu foarte, foarte propice, care chiar contează mult. Știi? Uh-huh. Și profesori la facultate, cum i-ai avut? Măi, școala din Timișoara e un pic diferită, cel puțin așa mi-am lăsat impresia față de alte universități și facultăți de artă din România, pentru că mi se pare mie că sunt mai experimentali, te lasă cumva, cel puțin la mine, în grupa mea ne-au lăsat să mergem pe drumul care noi ni l-am format, urma să ni-l formăm sau ne doream niște chestii și fiecare cumva a mers pe nișa lui și pe linia lui și a fost lăsat cumva. Uh-huh. Eu nu sunt foarte de acord cu profesorul, maestru și copiii lui, știi, și toți fac în trendul, sau nu în trendul, ci în maniera lui, știi? Am înțeles. Și chestia asta, noi am fost feriți de chestia asta, știi, în facultate și am apreciat-o foarte mult, știi? Că ne-a lăsat să pictăm, dacă eu am vrut să pictez cu 50 de culori, am pictat cu 50 de culori. Dacă altul a vrut să picteze alb negru, a pictat alb negru și chiar dacă profesorul avea o tendință a lui sau avea și el, că na, fiecare om are o identitate, da, știi? Da, vă dădea acolo. Și profesorul, exact, și avea așa cumva o influență, știi, putea să aibă, dar el tot timpul s-a dezis de chestiile astea și ne-a lăsat pe fiecare să mergem pe drumul nostru și asta cred că contează foarte, foarte mult, știi? Foarte bine, foarte bine. Și premii ai avut în asta? Măi, am avut ceva premii, da. Asta trebuie, premii, am avut și premii, nu foarte multe, că nici n-am participat, recunosc foarte, foarte mult, dar am avut un premiu acum ceva ani la Ieța, la Casa Ieța și acum e și Galeria Triade, știi? Triade, atunci, da, erau, știi, pe tema... Sculptori erai. Da, sculptori, uh-huh. Peter Ieța. Uh-huh. Erau ceva concurs de, la un moment dat, atunci a fost de portrete, știi, și am luat în primul 2 acolo. Și... În câte culori le-ai făcut? Mai cât e? 1.000, 1.000.000 pus punct câterea la... În Photoshop, parcă atâta duce, nu știu, mai știu. Nu, dar cred că le-am făcut în destul de multe culori. Nu pot să le număr, că nici eu nu mai știu când pictez care sunt nuanțele și care sunt tonurile, adică mă refer așa de calcul. Am înțeles. Și ai pictat pe cineva anume sau? Da, pe Miles Davis, că eram super fan. Da. Era, da, și ascultam destul de mult, am ascultat jazz-ul lui și
L-am pictat bine, mai rupt așa cumva, nu l-am pictat clasic, l-am pictat cumva în maniera mea, cu niște texturi, cu niște chestii. Nu-l recunosc din prima, știi, trebuie să îi povestească cineva și paradoxul e acolo că l-am făcut alb, știi, pe el, nu l-am făcut negru cum era. L-am pictat, tenul este cumva alb dar înconjurat de tot felul de culori, știi. Este era plusul tabloului respectiv. Da. Știu că tu pictezi mult și pe stradă. Chiar acum ai făcut asta de la Solventul cu doi băieți și o fată și tunelul de la Mol ai filmat, ai pictat. Da. Cum e asta? Cum e să ai dita mai planșa? Mai e foarte interesant. Aici la Solventul am avut o colaborare în cadrul evenimentului celor de la Memoriile Cetății, sub egida Timișoara Capitală Culturală 2021. Și am avut o colaborare cu Roa Flaviu, Irlo și Corina Nane. Deci am fost patru artiști acolo care au compus pictura. Este o pictură destul de mare. E cea mai mare din România. Da, 500 și ceva de metri pătrați, 520 de metri dacă nu mă înșel. Și da, este probabil, cel mai sigur este cea mai mare, din ce știu eu, este cea mai mare din țară. Așa am auzit și eu. Nu? Da, mă bucur. Cum să fie? Este doar un raport, atâta schimb, știi? Și un exercițiu de forțe un pic mai mare decât ai pictat la un tablou și o pânză. E clar, trebuie să ai o viziune ușor mai largă, ca și perspectivă mă refer, pentru că tu când pictezi aproape de perete, tu chiar, sincer zic, nu știi ce faci acolo, știi? Tu pictezi anticipat, știi? Dacă pot să zic așa. Și te dai mai când te întorci și te uiți în spate sau te duci din spate sau cobori, atunci vezi ce ai făcut, dacă e greșit sau dacă mergi mai departe, știi? Asta e chestia care mă intrigă și e foarte interesantă, știi? Că e o chestie așa, pictez într-un necunoscut și mă îndepărtez, de fapt se leagă sau nu se leagă, știi? Dar cumva am un discurs și pot să-l duc la sfârșit, să-l ducem cu toții, practic. Exact, așa e și la noi la teatru. Când jucam la sală mică, ți-e normal să vorbești așa. Dar când te duci la o sală mare, trebuie să ridici mai mult vocea și eu unul în spate, zice mai sus, mai tare, mai vezi că nu, dă-te mai în fac, intră în lumină. Bineînțeles, clar, exact, de asta te-am și întrebat cum e să lucrezi la sală, la o planșă mare, că e așa și la noi, la scenă mare, trebuie să umpli golul ăla și așa trebuie să umpli spânza aia. Da, exact. Cum a peretele ăsta și ăla din spate vede bine de acolo. Că mă gândesc că vă duceați în spate, așa, te uite acolo. Da, de cele mai multe ori și te duci, cauți cam toate unghiurile, știi? Posibile, știi? Adică un om să vadă, cel puțin eu așa fac și îmi place să mă uit de pe fiecare străduță să văd ce se vede de acolo. Accentuez o zonă, e valabilă din unghiul respectiv sau nu, știi? Adică îmi place mult să și joc cu mediul înconjurător din spațiu, de lângă pictură, de lângă mural. Că trebuie să ai o incizie vizuală la chestiile astea, adică să punctezi niște unghiuri, știi? Corect, și să nu deformeze nici din plan. Să nu deformeze, da, exact. Am înțeles. Și să arate bine și overall și din față, să arate bine și din stânga și din dreapta și din orice. Băi, mi se pare chiar așa ușor chestia asta. Da, uite, recent am făcut și aerodromul de la Cioca, dacă știi, pe Torontalului. Da. Și inițial trebuia să pictez un perete, că a fost ceva, un festival acolo, nu știu dacă am voie să zic numele festivalului sau nu. Zic că dacă trebuie îl tăiem la montaj. Zice Flight Festival, da, cred că a fost și la prima ediție. Na, și m-au chemat să, au fost mai mulți artiști, evident, să fac un perete. Și am zis, da, fac un perete, da. Dacă tot este o clădire atât de frumoasă și e o clădire interbelică, Art Deco, destul de faină, volumetric, nu mai bine o pictez eu pe toată, m-am gândit. Chiar dacă îmi rup din viața mea o săptămână, aș vrea să fac chestia asta, știi? Eu, mi s-a părut o ocazie unică așa în viața mea să pictez și pe un monument. Că, practic, nu știu dacă e monument, dar știu că este clădire interbelică și asta cumva urmează să fie renovată, deci nu e o chestie care să deranjeze cumva sau să-i stric structura sau ceva, știi? Și am zis, mai hai că o fac pe toate, să văd cum arată o inserție cromatică într-un spațiu atât de vegetal și verde și fără nicio o chestie urbană pe lângă. Știi, mi s-a părut așa
un aspect cromatic foarte interesant să ai o concentrație de culoare într-un spațiu flat, așa, simplu, vegetație și atât. Și mi-a luat undeva la vreo săptămână, cu ajutorul multor voluntari, că ne-am ajutat niște oameni de bună credință, și chiar a reușit și a ieșit foarte, foarte fain. Și am făcut și niște poze din, am dat cu un aeroplan. Foarte mișto arată de sus, deci e incredibil de mișto, chiar da. o vezi, da, asta mi-a plăcut. Super tare. Și la mall cum a fost să lucrezi cu atâția străini, că știu că au fost mulți străini? A fost un proiect etapizat, adică nu am venit toți într-o săptămână și a durat. S-a desfășurat, cred că undeva cam pe o lună și fiecare a avut perioada lui. După ce s-au acceptat proiectul și schițele, ne-am organizat acolo, să zic, șantierul. Mie mi-a plăcut acolo ideea de, tot așa, de concentrație urbană pe un singur culoar. Mi se pare o chestie fain. Plus că sunt niște artiști foarte faini și bine cotați over the world și în lume și la noi. Și mi s-a părut fain să iei, efectiv, să ai un tunel, galerie pe stânga-dreapta, să iei pe toți așa, să nu mai stai să te plimbi prin toată țara sau lumea și vezi, chiar îi vezi pe fiecare, știi, acolo, în filmul. Da. Mi s-a părut o chestie foarte mișto. Dimensiunile acolo la perete, cred că erau undeva la 6 metri înălțime, 6-7 metri, pe 9 metri. Deci nu era foarte, foarte mare, erau niște registre, dar puteai să te joci foarte, foarte mult acolo în spațiu. Deci era un playground foarte fain ca spațiu. Și tematica mea acolo a fost chiar un tip, că apropo de teatru, era așa ușor, o înfățișare așa scenografică cumva, și tipul de acolo, respectivul subiect, era un om care a venit practic din altă epocă și nu înțelegea ce se întâmplă, ce caută el între betoane, ce caută el între pisica pătrată, între irlo, între oamenii ăștia noi, pentru el și pentru mulți. Și nu e cumva șocat, luat dintr-un context și adus într-o realitate pentru el extraordinară, știi? Și rămâne de văzut dacă îi place sau nu, asta încă nu știu, la respectivul subiect, și asta mă gândesc eu la el. Sper să meargă lumea și pe jos pe acolo prin tunel, că da, se poate trece, e gândit. Da. Foarte puțin trec, foarte puțin, și din mașină, din rapiditatea... Da, din mașină nu ai, da, dar eu am gândit-o, am văzut că e și ceva trotuar, deci poți să... E trotuar frumos, mai. Am văzut, de asta te-am întrebat de tunel, ieri sau alaltă, cred că joi, da. În fine, nu contează când. Am văzut o clasă de 12 că își făceau poze acolo. Da? Albumul foto. A, uite ce da. Mișto. Ce... Dar, nu mai stau la bastion, se duc acum... Da, dar mi s-a părut cumva tipic că ei erau îmbrăcați toți super fancy, cu gleznuța goală. Știi? Da, s-au schimbat niște lucruri. De ce să-ți faci acolo poza? Poate și-o fi făcut și sus în... grădina suspendată, da. Dar i-am văzut și acolo, erau măi, unul e pe un skate, fond, cu skate-ul. E un fond foarte bun așa de foto, de shooting, știi, dacă stai să te gândești, shooting, este făceau, un da, shooting da, da. Foarte, adică ca și suprafață, așa de foto, cred că e foarte bun. Dar și eu cred că s-au mai schimbat niște lucruri, că oamenii, ai văzut, încep să iasă un pic din casă, din contextul lor, din confortul lor, și observă niște lucruri noi, na, cum ar fi urban art-ul sau mural art-ul sau street art-ul sau niște mesaje privește cerul sau eu mai știu eu ce, da, da, da. Niște chestii care îți pune un semn de întrebare și îți place sau nu îți place, nu trebuie să-ți placă neapărat, că practic sunt niște mesaje ale unor oameni care chiar vor să și le... Corect. Să și le... chiar ei poate au o întrebare și și-o pun, știi, și poate primesc un răspuns. Dacă ai observat, este o comunicare între street art, asta e de fapt street art, este o comunicare clar. Între ei, dar pentru noi cumva, știi, bineînțeles. Și poate și pentru ei, clar. Și asta, cred că nou ăsta, uite, îi face să își facă un shooting, o chestie din asta, mi se pare foarte fain. Și mie mi se... eu mă gândeam de ce sunt îmbrăcați așa fancy, asta era întrebarea. Da, bă, da. De ce sunt îmbrăcați așa fancy, că puteau să se îmbrace... cu glugă, cu o șapcă, să fie pe filmul picturii. Poate a fost picturii, o chestie extrem de improvizată, ei s-au gândit sigur că merg acolo pe la grădini sigur, și după aia au zis, băi, ia jos. Să mergem și acolo. Știi? Ai și atunci jos că am fost eu la deschidere. Da, exact. Cred că asta e mai degrabă. Da, bine că au avut curajul să apară și acolo să-și facă un... Foarte bine. Și cu șevaletul te mai joci? Da, șevaletul nu-l las, e dragostea mea, prima.
în pictură și chiar pregătesc și o expoziție acum. Sper să o... Ia zi-ne despre ea, când, unde, cum? Ar trebui să fie în Klagenfurt, în Austria. Aici, aproape. Da, peste, da, Lovrin, peste da, graniță, peste două granițe. Și sper că anul viitor o fac, nu știu exact perioada exact și data, că am lucrurile încă în lucru. Uh-huh. Sincer, n-am avut acum cel mai bun timp să-mi dedic lor, dar acum pe perioada asta, să zic, iarnă statică, cumva mă bag în atelier și le termin și încep și altele să le compun, să le... Mm-hmm. Și cam câte lucruri o să fie? Undeva la 17-18 bucăți. O să fie majoritatea dimensiuni destul de mari, cele de până de la 1,5 m, cerc și 2 m, undeva pe acolo. Ca și dimensiuni mă refer, știi? Mm-hmm. Îmi place cercul mult, în ultima perioadă îmi place cercul să... Adică șasiul, pânza, efectiv să fie cer, să nu mai fie un pătrat sau un dreptunghi sau, știi? Super, o chestie interesantă și grea în același timp ca și compoziție, că compui altfel în cerc decât într-un pătrat sau într-un... Păi, asta e un challenge interesant pentru mine și vreau să storc cât pot compoziția. Da. Știi ce vreau să te întreb? Eu sunt foarte frustrat când văd un tablou scump și lumea nu înțelege de ce e așa scump. Și chiar m-am dus să văd cât costă o pânză, pensulele, da, pe cuvânt, chiar am vrut să văd, da, bă, și da, am făcut un calcul și ieșea undeva pe la vreo 200 ceva de lei numai materialele și sunt sigur că nu le-am ales pe alea bune. Le-am ales ceva clar normal. Clar costă mai mult, clar costă mai mult. Nu e așa? Adică un tablou, eu știu, de 60x60 sau ceva. Cam așa era. Da, costă mai mult și fiecare artist are bucătăria lui și își pune prețul lui, materialele, mă refer, nu la de lucru. Da. Unul poate lucrează cu lucruri foarte scumpe, altul mai puțin, altul nu lucrează cu chestii scumpe, dar își pune tablourile scumpe, în funcție de cum vrea el să-și facă. Uh-huh. Dar întrebarea ta, ca să răspund la întrebare, iarăși e o chestie care are, cred eu, care are legătură și cu educația, știi? Pentru că mult timp, de vreo 30 de ani încoace, noi nu prea mai avut un contact real așa cu arta și nu am fost nici curios și nici nu ne-a dedicat nimeni timp pentru chestia asta, știi? Sigur, nu mai pleacă copiii la școală. Eu țin minte când eram mic, în clasa a 4-a, a 3-a, a 5-a, nu mai știu, aveam ore de, nu mai știu, dirigenție sau nu mai știu ce. Și vă ducea la muzeu, nu? Nu ne ducea, tocmai asta spun, că puteam să facem chestiile alea, dar nu ne ducea nimeni, știi? Abia târziu, undeva prin liceu, cumva s-a mai reglat chestia asta. Și imaginează că na, era un liceu de profil, știi, dar apoi la alte școli și alte secții, știi, adică nu a fost multă perioadă, nu a fost lumea curioasă. Acum cumva cu săptămâna diferită sau cum îi spunea, altele, sunt niște altfel chestii care ating varietatea asta, știi, culturală, știi, dar atunci nu, și mi se pare că rezultatul, ce eram noi atunci, practic, de-aia nu înțelegem de ce costă ăla atâta, acolo vreau să ajung. Da. De ce e ăla, de ce își pune verde și nu își pune galben, de ce îmi place masa asta sau de ce îmi place canapeaua cu puf sau nu știu ce. Da. Oamenii n-au repere estetice, nu știu de ce, se orientează după niște iconuri luate probabil de pe net sau din auzite și efectiv n-au identitatea lor a gustului, știi? Nu știu exact ce. Și atunci vine întrebarea, de ce ăla e atâta, dacă trage trei linii, de ce costă atâta? Păi urmărește un pic istoricul, poate omul a pictat, are un palmares, are niște premii, are... Da. Na, până la urmă, cam despre asta e vorba, e vorba de cotă a unei artiști. Și dacă omul... Cota vinde, nu? Da, exact, cota. Da. Și bun, deci dacă ești începător și ești că ei, băi, primele mele tablouri astea sunt, îl dau cu 400 de lei, de exemplu, uh-huh, da? Da. Practic tu îl dai, îți vinzi munca cu 100 și ceva de lei, că 200-300 de lei sunt numai materialele. Eu cred că nu e scump. Da, satisfacția, cred că înainte de a te gândi să le vin, cred că satisfacția e că cineva vrea ceva de la tine. Cred că asta e primordială în artă, știi? Degeaba faci de niște chestii dacă lumea nu are receptivitate asupra lucrurilor tale, știi? Și cred că eu, cel puțin, la mine, adică eu mă bucuram
Nu că, să nu zic acum gratis, dar mă bucuram când eram mic că cineva zice, bă, ce frumos și ăsta, și îmi venea să îl dau fără absolut nicio chestie, știi? Da, adică era o chestie importantă pentru mine să îi placă cuiva ce să fac, fie apreciat, știi? Da. Și mai ales ulterior, dacă îți dă și cineva ceva bani, iar ești extraordinar de încântat și de fericit și ai o doză de confirmare și atunci chestia asta te pune pe motorul ăsta și să-i mergi înainte și să-ți crești și tu prețurile și să-ți crești și tu valorile și așa mai departe, știi? Deci nu m-am gândit la bani, cam asta vreau să zic așa când am început și știu că nu ideea de bani în artă la mine ce privește, că nu, știu că nu o să mă îmbogățesc, dar pe mine mă liniștește faptul că o să fiu, că fac ce-mi place, știi? Și asta e cel mai important. Și mai ales că lași ceva după tine, și, că da, asta las ceva. Da, las, te gândești asta, și la asta, corect. Lasă urmă acolo. Lasă urmă, da. Da, vreau să trăiesc și în prezent, știi? Că dacă mă face pe mine liniștit și fericit chestia asta, că na, cumva fericirea nu există, știi? Cu toții, dar să avem o liniște a noastră. Dacă asta o avem, cred că e cea mai importantă, știi? Și asta mă dozează, știi? Păi până la urmă, pentru asta trebuie să facem ce da, ne place. Exact. Ce ne place. Nu, secret. Nu întâmplător, amândoi avem tricouri cu pasiunile. Da, da, am văzut, aoleu. Bine, eu nu-i pictura mea, dar pe tricou tu e pictura. Da, aici e o pictură, dar mai este... O temă care mie mi-a plăcut este o mână, nu știu dacă se vede, un pumn. Și un avion, știi? Da. Dar inițial avionul este ținut invers în mână, știi? Mm-hmm. Și era ideea de cum ducem noi umanul în urban și mi se pare că de mulți ani încoace noi am dat la o parte umanul și natura și efectiv când arunci cu avion, tu arunci invers, știi? Invers. Și asta este ironia la lucrarea. Foarte fain. Poate vedem pe un perete mare. Da, urma să fie la Brașov, dar nu am făcut, m-am răzgândit și am făcut un aviator. Foarte bine. Și aici ai casa ta sau stai în chirie? Stau în chirie, am un atelier, așa, un open space, o mansardă. O mansardă. Da, o mansardă, ce vezi poate cerul. Fi mai... Vezi cerul, te da. Trezești cu ochii în cer. Da, exact. Deci, practic, ești în al nouălea cer când vrei tu. Exact, încerc. Și chiar mă uitam că am testat asta, îmi plac mult geamurile la 45 de grade, pentru că ținte mult mai multă lumină decât dacă ai avea la 90 de grade, știi? Clar. Mi se pare o chestie atât de simplă și atât de importantă pentru mine, mă refer, știi? Că efectiv ai mult mai multă lumină decât în mod normal, știi? Dacă ai avea geam. Da, și acolo și locuiesc, am undeva un open space unde am lucru, un living, na, și dormitorul. Și acolo e și atelierul. Da, care m-am tot gândit să-mi fac, da, să iau două, dar pierzi mult timp, știi, și îmi place dacă te trezești, faci o cafea și poate vine o chestie acolo, știi? Corect, așa e. Nu zic că e greșit sau nu, dar pentru perioada asta mi se pare cea mai favorabil așa pentru mine. Clar este fain să ai și un punct A și un punct B ca să te duci, să mai strategii mintea și să te nu mai te trezești în dreapta, mai mirosuri vezi. Și alte nebunii, dar momentan acum sunt ok cu asta. Știi? Foarte tare. Mă bucur că poate veniți odată la mine, facem o incursiune așa, dacă vreți, cu mare plăcere. Să filmăm ceva cum să nu, lucrări. Clar. Chiar am avut o prietene care mi-a zis că era psihiatră și mi-a zis, mă, dar spațiul ăsta este ideal pentru un cabinet de psihiatrie. Păi de ce? Păi orice lucru de aici se poate identifica cu cineva, știi? Adică orice om care ar putea veni acolo ar avea un lucru cu care ar avea o conexiune, o rezonanță, clar. Și ar fi însăpurt așa interesant. Zic, bă, nu m-am gândit asta, dar uite, chiar vreau să veniți. Cunosc eu mulți actori care stau în teatru. Și mi se pare super fain că te trezești și practic ești la muncă. Uite, nu, așa nu mai întârzi. Da, exact. Că și voi cred că aveți o problemă așa cu întârziatul, nu? Dar la voi e un pic mai nouă. La noi nu și începem la 7:30, fix punctuali. Începem. Și chiar dacă oamenii și-au luat bilet și la 7:30 fix am început. Deci ați început. N-ai venit, nu mai tragem altă dublă. Da. Nu, am avut și noi colegi care tot la fel întârziau și ne puneam întâlnirile cu... Îi ziceam că bă, ne vedem la 4:30. Noi știam clar că ne vedem la 5:30 sau la 6 și atunci ajungea și el la 6 și așa și așa. A, și aveți timp. A, ok. Așa l-am făcut așa. Să nu mai întârzie. Vai. Adică el credea clar că întârzie, dar pentru noi nu întârzie. Noi veneam la ora cutare, știam că el nu e.
Tare, tare strategia asta. Bun, și ce vreau să te mai întreb, cum îți place mai mult în, în pictură să-ți faci dinainte filmul sau să improvizezi după? Adică vezi clar pictura dinainte de a te apuca de la pânză? La ce pictură? Pe pânză, pe pânză mă refer. Nu, așa mare, clar, faci o schiță înainte. Mai mult timp... Adică ți-a venit să iei pânza pur și simplu și să îți dai acolo splash-ul, și... Da. Mult timp am mers așa pe improvizație, pe o chestie să, de moment sau ceva. Dar mi-am dat seama că e mult mai, să nu zic academic, dar e mult mai sigur dacă îți faci niște schițe, niște, pe lângă ideile alea tale, că ai o efervescență acolo să faci, te duci să ataci, dar nu știu eu ce o să faci acolo, știi? Și de preferat la mine, în cazul meu, e să fac niște schițe, niște repetiții în desen acolo, până ajung, pentru că și vorba aia, pofta, și vine mâncând, dar și ideile vin tot așa, lucrând, știi? Că degeaba ai o idee dacă ai doar una, știi? Și tu mergi la pânză cu una, știi? Dar când mă pun la birou și lucrez și îmi fac, clar degaj și emană alte lucruri și îmi vin alte idei. Nu știu, poate lucrez câteva ore, poate lucrez câteva zile la ele, nu e un timp, știi? Dar știu că sunt mult mai pregătit pentru pânză, știi? Adică știu că și acolo, când o să ajung la pânza aia, cu bagajul ideilor și a schițelor, clar acolo o să vin alte, o să generez alte lucruri, știi? Și vreau să fie o chestie mai completă și mai complexă, cumva, când ajung la pânză, știi? Să nu fie atât de spontană, știi? Dar ai pictat și spontană, da, că te-ai zis și... Poate să, deci, spontaneitatea poate să fie și după ce am făcut jumate de pictură, știi? Da, te schimb. Deci eu pot să vine acolo tot, în ea, exact. Da. Și las atunci spontaneitatea după, știi? O poți înainte. Nu, deci nu e o regulă neapărat, ci pur și simplu cum ai și tu sentimentul ăla, că și tu ești artist și înțelegi. Clar, așa se întâmplă. Ce vorbesc, exact, știi? Așa se întâmplă și la noi. Exact. Noi avem o piesă, jucăm și... Dacă simți altcumva și colegul îți dă altceva, exact. Te duci pe alt film. Exact, tot, și dacă este ești acolo, o în situație, chestie da. Bună și o considerați și e comunicarea invizibilă între voi, cred că face lucruri extraordinare. Bineînțeles, dar deci de multe ori și la noi e o improvizație cumva dinainte gândită. Mm-hmm. Că da, vorbim, da. Uite, dacă se întâmplă dacă asta, facem asta, atingem, asta, asta, facem. Că noi odată, da, și exact. Ne ducem acolo, nu lăsăm. Ce fain. Apropo de asta, de... fereastra în tavan. Ai pictat nori? Da, e o pasiune așa a mea, da. Nori. Îmi plac nori foarte, foarte mult. Îi vezi în fiecare dimineață, știi, da, nu e întunecat. Așa o temă dominantă cumva la mine, așa e imponderabilitatea asta, știi, îmi place să pictez, să văd nori, să stau în blue sky, în dark sky, în ce sky vrei tu, știi, să, efectiv să nu fiu terestru, știi? Dar în același timp îmi place mediul, că sunt trei mari chestii, pământul, apa și cumva aerul, știi? Și astea trei elemente care sunt cele mai puternice, mi se pare că fac parte din toată povestea mea, știi, în ce pictez. Și da, îmi plac foarte, foarte mult nori, știi? I-am și studiat la un moment dat pe facultate destul de mult. Da. Ca să-i înțeleg că nu sunt foarte simple, știu, sau sute de tipuri de nori. De, da, aceea de furtună, da, da. Aia în funcție, care doar fac umbră. Exact, și sunt funcție de, să zic, de zonă geografică, că asta mă face pe mine interesat, știu, în funcție de altitudine, de da, unde păi, ești, de la munte, vezi, da, clar, niciodată nu scai de la mare. Și vreau cumva să fac așa un mix. Să bagi nori în apă sau să bagi, știi, adică să te joci cu chestiile astea, să, că ele sunt, dar trebuie să le iei și să formezi universul și să le redai, știi. Dar imagini vezi în nori? Dacă văd, da, da. Pe aia cred că toată lumea o face. Ba, și îți fascinat să mă uit la nori și să văd, ai un cățeluș, ai un iepuraș, exact, sau... Exact, e fain și se modifică așa, dacă nu ești pe fază, s-a transformat în altceva, da, și văd dar unde e, știi? S-a dus cățelușul. E fain, da, da. Uite, un dragon acum. Da, foarte văd, tare, foarte tare. Văd multe acolo, greu, ca orice om, cred că... Ți s-a întâmplat vreodată să... și... Să-mi răspund sincer, dacă ai ajuns pe undeva la vreo sindrofie de astea și să n-apuci să-ți,
să speli mâinile și să ai vopsea pe mâini, da, să se uită lumea ciudat. Da, da, și îmi place asta cumva, știi, adică eu nu prea am pas, poate am și acum, da, am și acum, da, dar nu văd o problemă, știi, să fii modelat pe mâini, atâta timp cât știi ce ești și cine ești. Foarte știi? Tare, bravo, de asta te-am și întrebat asta. Da, da, că... da, adică știi și tu. Clar că... trăiești fericit. Da, da, nu mai, adică clar... aveam o problemă cu asta sau acum nu o să fiu cel mai, na, mă duc undeva, încerc să mă spun, dar nu o să stau să îmi pierd timpul dai, când văd că, bă, nu mai iese, că sunt unele lucruri care chiar câteva zile acolo vor sta liniștiți și nu stai să-ți bați capul să le... Asta. Și oamenii cumva te înțeleg și înțeleg și tu. Știu cine ești, clar, te identifici cu culoarea. Da, nu vreau să mă consum pe o problemă atât de mică pentru mine, știi, chestia. Nu, dar eu am și văzut... Și culorile pe ăsta, la fel, pantalon. Dacă îmi strupesc, asta e... Ce pot meu. Să fac? Nu da. Pot să schimb cu nimic. Colega ce-am văzut Adidas e super. Da, exact, da. De aici merg, da, am ceva de făcut și am zis, na, să vin pregătit. Foarte fain. Nu, dar i-am văzut pe mulți care chiar se rușinează sau cumva, să nu mi se vadă. Da, sunt mai... niște condiționări sociale, deci, știi, dar dacă tu știi să-ți prezinți chestia asta, bă, eu asta fac, nu trebuie tu să vezi așa greșit și le explici, cumva, cred că oamenii se... relaxează și înțeleg că, bă, asta face om. Da, din păcate societatea asta noastră se ia mai mult după haine și după cum arăți. Nu ce ești tu ca om. Da. Și mie mi s-a întâmplat să mă duc la multe interviuri și mă duceam în pantaloni scurți și stăteam frumos la masă și când mă ducam spre tot, dar ești în pantaloni scurți? Și instant îmi sărea și mie muștarul, nu-s din tecuș, dar sare muștarul. Și păi, dar ai vorbit cu pantalonii sau cu mine? Da, exact, adică până acum a fost ok și... Că... batem panul, ești în pantalon scurs, pe cuvânt, asta contează. Și prefer să nu lucrez cu oameni de ăștia. Da. Pe cuvânt. Dacă s-a atent la un detaliu din ăsta care... Care nu are importanță. Pentru tine nu are importanță. Pentru mine, că, clar, dar tu contezi acolo ce vrei. Era vara. Exact, era să vin îmbrăcat de iarnă. Dacă era iarna, înțelegeai întrebarea, știi, bă, nu ți-e frig, știi, dar era o problemă doar de imagine, știi, cum te prezinți. Și acum, imediat, ce ai în lucru, ce faci? Măi, vreau să, acum chiar urmează iar să merg, să mă întorc la Brașov, că acolo recent am antrenat o pictură cu Irlo. Și o să fie ceva eveniment și trebuie, din ce am înțeles, trebuie să mai fac ceva acolo. Nu știu exact ce, dar inițial merg până acolo, văd ce se întâmplă. Și pe lângă asta merg la atelier și lucrez, după cum mi-am propus acum, că a venit și răcoare afară. Corect. Și vreau să-mi dedic timpul pentru plânge. Mi-am făcut comandă de ceva șasiuri, acum chiar ieri sau altă. Și la săptămâna viitoare apar, le întind. Îmi place să-mi întind pânza, să simt acolo că am întins și eu odată, am văzut cum se bagă ăla din spate și dai penele, frumos, nu? Penele, da, și se întinde colțul perfect. Ai un sentiment așa interesant, nu? Așa să vezi. Și noi ne facem la tot, absolut, suntem și mașiniști și tot. E mult mai bine când faci cu mâna ta, că simți. Știi că, bă, aici n-am întins-o bine, nu apăs prea tare cu pensul ăla, aia sunt mai întins-o mai. Da, exact. Pânza lucrează și cred că trebuie să comunici ea cu tine, știi? Și parcă dacă o știi din fașă, știi cum o faci tu, parcă e altă relație, așa, nu? Să cumpăr o pânză și să o văd, așa, nu știu, parcă... Îmi place mie să le fac, în fine. Mai zi-ne odată unde îți vedem lucrările în Timișoara. Măi, chiar am și o hartă, am făcut o hartă, da, cu pinuri. Să nu dai și eu, punem. Instagram sau pe Facebook, nu mai știu exact. Și ce drept este neactualizată, dar o să o mai actualizez, mai fac încă una. Dar la pictură murală am destul de... Solventul, da? Ar fi Mărăști, am una care e destul de bătrânioară pictura. Care e din Mărăști? Ani. În Mărăști, în sensul giratoriu, da? Pe partea cu spitalul municipal. Dacă ai fost atent, când vin spre Arabul, faci dreapta, da, către clinici și pe partea dreaptă. Da, unde da, statuia, da. Unde e ceva statuie. Da. Acum știu. Tu ai făcut-o pe aia? Da. Mai am pe Rebreanu. Trec în fiecare dimineață. Da? Da. Mai am pe... Acum e și mai vizibil, că au făcut acolo o resistematizare a intersecției și cumva să... Am văzut. Vede mai bine. Pe Liviu Rebreanu, Coscu Porumbescu mai am. Mai am încă una la ambasada, dacă...
și pe malul Begă este o, un punct trafo și tot așa, totalmente o barcă. E barca lui Noe, dar barca lui Noe cu plante, numai cu plante, au salvat plantele de data asta. Nu a salvat plantele, nu da, 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 aia era, aia era povestea. Așa, solventul, clar, da. Știe lumea. Lacul Atima, multe lucrări, care că multe, sunt multe lucrări acolo, că a fost un festival tot așa organizat de Pisar, de Sergiu, Morariu, da? Morariu, da. Ai pisică, ești o pisică acolo. O pisică unde? Lacul Atima, ești o pisică. Pisică? Mare? Mare, 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 e Ginger de la Hostel Costel. Foarte, foarte, e, dar nu vine acum, poate a făcut-o după ce am făcut eu și nu vine acum. Că vezi că sunt două aquatimuri, deci un aquatim unde este uzina de apă. A, la uzina de apă l-au făcut, la uzina de da, apă. Și mai este și celălalt, eu la uzina de apă am făcut, de aia zic că da, au acolo. Făcut în ambele locații. Dar cred că acolo la uzina da? De apă e Ginger, da, e în fața lui Ginger. Trebuie să o văd, dar nu mai știu, nu-mi vine acum. Un portocaliu da. Așa, un, da? Un Garfield. Da, cred că au făcut-o după aia de nu vine mie acum. Așa, așa, acolo a fost o chestie foarte faină, da, proiectul la uzina de apă, doar că din păcate, fiind zona strategică, am impresia, nu prea poți să intri doar cu tur organizat, știi? Am înțeles. Și înțeleg chestia asta. Am avut iarăși o lucrare care mi-a plăcut și mi-a fost dragă foarte mult. Când s-a deschis o Bienală Art Encounters acum 2 ani, am făcut intrarea de la poarta Elba. Dacă știu unde întoarce 8 și 4 acolo sau 1, ce mai întoarce? 8 și 1. 8 și 1, 4, da, 9, da, scuză-mă, da. Și cumva mi-a părut rău că s-a demolat recent poarta aia și îmi pare rău că nu am făcut un shooting ceva și tot am întrebat oamenii de pe șantier de acolo, că tot mai mergeam, și întrebă când demolați. Că încă nu știm. Și când am venit într-o zi, la fel de nu știm, ea era jos pusă, știi? Și am rămas așa, că am vrut să fac cumva o... O ai în minte, da. Tu faci pe alta, da, pe altă poartă. Era interesantă poarta aia, că era poarta printre porțile favorite ale lui Ceaușescu. Asta m-a interesat pe mine acolo. Ei plăceau, da, ei plăceau porțile largi, știi, să-l vadă lumea, să-l aplaude, să... Să vină mulți. Da, și aia era printre puținele porți care aveau o lărgime în Timișoara de fabrică, știi, și avea area mare, știi, de intrare și puteau să-și desfășoare ei toate campaniile astea. Să intre toate stegulețele. Exact, știi? De asta mi s-a părut interesant, de aia am și precizat chestia asta atunci în descriere la poarta asta. Așa, și... Cu multe, mai una pe malul Begăi mai este iarăși tot așa pe lângă, dacă știu unde e Nike, magazinul ăla, pe malul Begăi, nu știu cum să-ți explic, pe un perete pe acolo, n-am cum să-ți explic asta, unde e termalul, să ce e acolo, termalul e, nu? Ceva termalul, spune? Da, a, acolo, termalul. Pe un perete, cu termalul. Ai pictat ceva, nu te-ai jucat? Da, sunt multe, dar îți dai seama că nu... Ai aruncat câteva chile de rupsea pe pereți. Da, da. Dar ai aruncat cu stil. Sunt multe, îți dai seama, da, și cum e și aerodromul, cum e și pasajul. Da, sunt tot felul. Dar în pasajul ăsta care de aici, de la universitate, nu te-ai gândit să faci ceva, nu? Păi nu cred că ai voie, în primul rând, că e legal. Ce? Cred că sunt bani europeni acolo și cred că timp de 5 ani ai voie să faci atunci intervenția acolo. Deci, știu și țin minte. Eu știu ce aș face acolo. Stau polițiști tot timpul. Da, eu știu ce aș face acolo. Când o să se dea voie să se facă, ți-aș propune să-i propui domnului nostru edil să faci o cascadă, că și așa curge apă pe colonie. Ah, da. Faci o cascadă frumos așa cu șire. Ca putem să scriem, știi, doar cascadă. Da, cascadă. Știi, cascadă. Da, scrii tu. Da, facem un pont așa. Lichid, știi, se pare. Ce ar fi și fain, că ar curge și apă din pictură. Exact. Ar plânge pictura. Are sens. Ar plânge pictura. Intră apa. Bun. Da, așa e, curge apa. Da. Ar curge în continuu noi. Da, catedrala, teatru, astea le-ai pictat sau ceva clădiri din Unirii sau te-ai dus cu șevaletul să stai să... Noi n-am, am făcut o facultate că aveam teme de peisaj și atunci a trebuit să ieșim să pictăm. Am vrut să pictez pe sala 2, e mai de mult.
că au fost ceva chestii acolo, dar eu n-am fost atunci în oraș, a picat altcineva, că a fost tot așa festivalul ăsta. Da. Mi-aș făcut tare mult să fac acolo ceva pe sala 2. Dar n-am pictat așa subiect, ca subiect, mă, de subiect, refer, da, da. Nu, am pictat catedrala, am desenat-o, dar ca studii de perspectivă, de linii, de arhitectură, de, da, se vede efectiv construcția, știi? Dar așa nu prea mă pasionează așa urban landscape-ul în pictura mea, știi? Îmi place urbanul, dar îmi place urbanul în urban. Știi? În urban. Da, să le expun așa. Peisaje, ce lucrezi. Mi-s interesat mult de natură, știi, și îmi place cum noi reorganizăm natura și noi o facem și o, din forme cumva organice și lichide, noi le facem în forme rectangulare sau triangulare sau, și chestia asta cumva mă intrigă și mă agită și mă și enervează și o spun tot timpul în orice fac, în ce pictez. Pentru că vrem să ne facem niște shortcut-uri sau, nu știu, știi, în urbanism sau în tot felul de, din astea, cum le zice, planning, master planning, știi? Și atunci tu începi să tai sau să faci sau să nu lași să crească, știi, să vezi omul pe unde vrea, poate vrea să meargă pe acolo, poate pe acolo, știi, el a făcut o diagonală și nimeni nu merge pe acolo, știi, pentru că e mai scurt pe altă parte, știi, și... De chestia asta sunt eu un pic enervat, să zic. Exact așa e că și nu în parcuri. Nu urmărim natura, știi? Da. Și păi, intenția omului, știi? Da, așa e și în parcuri. Nu știu dacă ai observat că încercăm să tăiem colțurile, să nu mergem pe o alee gata făcută. Exact. Ai văzut. Parcul botanic, e o alee făcută doar de trecători, pe pământ și acolo, da, și mergi, da. Și când plouă și când ninge, numai pe acolo treci, nu mergi pe... Da, pentru că ei n-au un pic, să mai urmărit. Vezi un pic cu uite, nu suedezii, dar în general țările scandinave nordice, ei când își fac niște cartiere sau parcuri, da, prima dată pun iarbă. Pun iarbă și văd de pe unde se... Știu, și văd pe unde merge lumea și după aia fiecare bucățică, un colț nu are sens. Îl fac și pe ăla. Ce așa, mi se pare atât de simplu, știi? Da. Că sigur pierzi și mai puține materiale, știi, așa, dacă bineînțeles, da, bineînțeles. Din momentul omul a gândit așa, da. După nevoile lui, știi? Din păcate, avem de multe ori ochelari de cal și mergem numai pe unde vrem noi să vedem. Și nu ne uităm, cum zici, în stânga, în dreapta, să vedem natura, să... De asta, uite, să mai vedem o pictură, să mai vezi ceva aici. E și vis-a-vis de Hotel Timișoara, dacă nu mă înșel, când s-a făcut plaiul. Doina. Da, pictură mare, faină. Da. Păcat că acum tot mai exfoliază. Da, pică perete. Da, mai n-am fost pregătit perete. Cam asta e, și un perete. Trebuie pregătit ca și o pânză. Trebuie pregătit, adică eu țin la chestiile astea, știi? Dacă vrei să faci o chestie și tot se investește și timp și bani și așa mai departe, prefer să lași o chestie care să stea o perioadă. Am văzut o chestie foarte faină, tot la fel făcut o pictură, dar era făcută puzzle. Era trasă și cu linii pe ea de mișto, puzzle. Mișto. Și tot la fel în timp, cădeau bucăți din ea. Okay. Și cădeau super fain, cădea, se rupea puzzle-ul cumva. Și era, bă, asta da, e, mișto, așa mișto. S-a făcut. Dar avea sens. Avea sens, dar cred că exact pentru aia au făcut-o. Când da, o să că cadă, știau că o să pice, cadă, măcar, bă, să pice puzzle-ul. Da, chiar era fain. Bine, dragule, mulțumesc frumos că ai acceptat să vii la noi. Ne-am revăzut. Doamne ajută, că și așa ne vedem rar. De conversație. Da, și poate ne vedem și la o bere și vorbim mai mult. Sigur, cu mare plăcere. Tipu.